Bună tuturor! Videoclipul de astăzi este puțin mai diferit. Precum vedeți, este vorba despre bullet journal-ul meu. Am hotărât să filmez acest videoclip pentru că a început să mă pasioneze foarte mult acest subiect și pentru că de o lună deja scriu într-un bullet journal, m-am hotărât ca pentru luna august să vi-l și arăt cum mi-l voi organiza. Nu va fi nimic complicat, nu știu exact cum să filmez, am încercat să aranjez cât de bine am putut setup-ul, să arate cât mai ok, vă rog să aveți răbdare, probabil că pe parcurs, dacă veți fi și voi interesat de astfel de videoclipuri, voi încerca să le fac cât mai calitative, dar pentru moment sper să vă placă ce o să fac în videoclipul de astăzi. Așa că haideți să trecem la treabă. Eu am bullet journal-ul ăsta, precum am spus, din luna iulie. Pentru mine, bine, mai am ceva de lucrat la el, nu am avut foarte mult timp în luna iulie. Ce vreau să vă arăt, cam așa a arătat prima pagină a lunii iulie, iar spread-ul a fost acesta, a fost unul foarte simplu, cu weekly spread-ul și pe pagina a doua cu ce aveam de făcut, mood tracker-ul, anumite obiceiuri pe care eu vroiam să le urmăresc și ce aveam pregătit pentru YouTube sau pentru blog. Asta a fost spread-ul pentru luna iulie, iar aici am avut așa o listă cu favorite și ce mi-am dorit eu pentru luna iulie. Aici o să încep cu luna august. Nu știu dacă se poate vedea pe cameră, dar am făcut așa o mică schiță cu ce vreau, cam cum vreau să arate luna august pentru prima pagină. O să încerc să întorc puțin foaia așa, să-mi fie și mie puțin mai ușor de desenat. În primul rând voi folosi o cariocă roșie. Este... Nu am foarte multe carioci. Am câteva watercolors de la Tombow, dar nu am nimic roșu, așa că voi folosi o cariocă normală, e dintr-un set acesta de la Wilco, nu e nimic fancy. Și am făcut o schiță a unei umbrele, pentru că pentru mine luna august va fi cu motivul umbrelă de soare. Am făcut deja linia. Ce parte să folosesc? Hai că încep cu partea asta. Încep direct așa. Și pur și simplu încep acum să o colorez. Nu știu dacă ideea e prea bună, că am făcut direct cu mâna acum. Dar vom vedea. Conștientă că nu este cel mai uniform și momentan nu arată cel mai bine, dar sunt la început, vreau să fiu cât mai creativă și să nu mă las intimidată de micile greșeli pe care le am acum, pentru că știu că cu timpul va ieși din ce în ce mai ok. Cred că îi voi face și un chenar negru. Folosesc acest artist pen de la Faber-Castell. Fac și niște volonașe. Haideți că fac și niște volonașe. Și voi colora volonașele astea pe care le-am făcut umbrelei cu o carioca neagră. Pentru că, din păcate, nu am carioca albă sau orice altceva pentru a colora partea albă, m-am decis să fac niște buline pe partea albă doar pentru a înfrumusețea puțin spațiul ăsta așa gol.
Umbreluța mea este gata. Consider că bullet journal-ul trebuie să fie cât mai creativ. Nu trebuie să mergi după o regulă anume. Faci ceea ce îți place ție, pentru că de asta e al tău și trebuie să fie personalizat așa cum vrei tu. Inițial vreau să scriu august pe umbrelă, undeva să fac un loc să scriu ceva de genul pe un triunghi. Dar m-am gândit, pentru că am atât spațiu liber aici, pot să scriu frumos de desubt mai mare luna august. Mai întâi voi desena cu creionul, în cazul în care nu-mi place cum ies literele, iar după aceea voi reveni cu o carioca. Nu mă pricep să fac caligrafie, momentan scriu așa cum pot, cât de frumos pot eu. Și recunosc că mă tentează să învăț caligrafie, să scriu cât mai frumos, dacă și vedeți pe partea asta am încercat să scriu cât de cât mai caligrafic. Nu prea mi iese, dar mă tot documentez pe YouTube, mai ales la tutoriale. Mi se pare, pe lângă faptul că înveți o chestie nouă, mi se pare foarte relaxant să urmăresc videoclipurile cu caligrafie. Este lucrarea finalizată a primei pagini pentru luna august. Tot ce vreau să fac este să șterg cu guma asta urmele de creion pe care le mai am pe aici, pentru că nu-mi place cum se văd. Din păcate am încercat eu mai devreme să fac un alt desen și m-am răzgândit și mi-au rămas ceva urme pe pagina, dar nu-i nimic. Nu merg la niciun concurs cu agenda mea, este doar pentru mine și, bine, voi o vedeți. Așa. Cazul în care vă întrebați, guma am cumpărat-o dintr-un magazin Tiger, așa se numește. Acolo au tot felul de chestii drăguțe. Este un fel de jumbo, dar ceva mai mic. Acum să trecem la weekly spread-ul meu. Oh, ce bine! Era teamă ca carioca să nu treacă prin foaie, se observă ceva prin foaie, dar măcar nu este pătată foaia. Weekly spread-ul m-am gândit să-l fac tot în formă de umbrelă, dar ceva care să arate ca jumătate de umbrelă și să văd cum îmi iese mie acum. Așa va arăta weekly spread-ul meu pentru luna august. Pe prima pagină voi avea weekly spread-ul, iar pe a doua, pentru că nu vreau să trec cu a doua săptămână, voi avea ce am de făcut și ce îmi planific pentru YouTube și blog, la fel cu ceva trecere pentru cheltuieli. Aici am făcut schița. O parte va fi cu partea de to-do și o parte va fi cu partea de YouTube și blog. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar voi îngroșa cu carioca imediat. Iar în partea de jos voi face un tracker cu cheltuielile săptămânale. Mi-am propus luna asta să urmăresc cât de mult cheltuiesc în fiecare zi. Luna trecută am avut un alt tracker pentru habits, dar nu m-am ținut de el, mi s-a părut că solicita prea mult timp și nu prea mă țineam de anumite chestii, așa că am preferat să renunț la acesta. Nu știu dacă o să revin, dar momentan luna asta nu e ce vreau. La fel am renunțat și la trackerul pentru starea mea de spirit în fiecare zi. Mi se pare că nu mă aștept la nimic, pur și simplu am vrut să văd eu așa pentru lună cam care este starea mea de spirit. Mi-a fost suficient, nu mi se pare foarte important pentru momentul actual. Încă sunt indecisă cum vreau să fac chenarul pentru partea de cheltuieli. Mă gândeam să-l fac tot sub formă de umbreluță. Mm.
nu m-a întrebat de ce am ales motivul ăsta cu umbreluță, m-am gândit că o să fie foarte drăguț și într-adevăr este din punctul meu de vedere, dar este foarte complicat pentru mine să obțin o umbrelă cât de cât egală uniformă. Mi-este foarte greu să desenez. Momentan mă voi descurca cu ce am făcut aici și voi trasa cu pixul de la Faber-Castell. Umbreluța arată dezastruos în momentul de față, dar după ce voi șterge urmele de creion, va fi mult mai ok. Cam așa va arăta fiecare weekly spread pentru luna august. Iar pe pagina aceasta îmi voi face pagina de favorite și wishlist, precum am avut și în luna iulie. Și pentru a păsta puțin tema cu roșu, alb și negru pe care o am pentru luna august, voi încerca în primul rând să folosesc acest washi tape, pentru că acum am văzut că am cumpărat un washi tape din material. Și voi încerca să văd dacă merge de pic. Ce ziceți, merge și asta? Nu. Eu zic că ar fi prea mult să mai pun și washi tape ăsta. Nu știu, să văd pe parcurs dacă îmi place sau nu. Deci m-am făcut pe mâini, deci că sunt la grădiniță, la ora de lucru manual. Da, cam aceasta va fi luna august în bullet journal-ul meu. Precum am spus, nu sunt foarte mulțumit, adică am fost destul de murdară cu cum l-am așezat. Îmi place așa ideea, cred că mergea să fiu puțin mai organizată, am de învățat clar de acum, pe viitor dacă voi mai face videoclipuri voi ști exact cam ce trebuie să mai fac înainte de a filma și ce nu. Eu am încercat cât de cât să-mi planific pe o foaie cam cum aș vrea să arate, adică nu mi-a venit totul fix pe moment, mai puțin chestia asta chiar pe moment am gândit-o. Sper să vă placă așa cât de cât, sper să ajut măcar pe cineva dintre voi dacă are lipsă de idei cum să-și organizeze luna august, dacă n-ați făcut-o deja pentru că este deja 1 august și probabil că multe dintre voi care aveți bullet journal deja vi l-ați organizat. Dar da, mie mi-a plăcut să desenez astăzi cu voi și dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați acestui clip un thumbs up și până data viitoare nu uitați să aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat! Pa, pa!